Barbara mea se afla acum într-o mare de căcat, fără să mai poată fi salvată vreodată. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună YouTube și bine v-am găsit la o nouă ediție de Cine-i Janghina. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Vlad. Ca să citim împreună poveștile voastre legate de frați și surori, să decidem sunteți voi sau frații și surorile Janghinele. Și de ce l-am adus pe el? Că-i fratele. Pe pile. Zice ceva. Sunt fratele lui Rux. Și asta-i întreaga lui personalitate. Îl descoperiți în descrierea de mai jos, vedeți ce face și el pe internet, care și el YouTube. Fac copiază, mă copiază, pentru că eu am fost prima, sora mai mare. Pe internet, ale mele sunt mai interesant. Vreau să vă zic și de o emisiune foarte specială pentru mine. Ce emisiune foarte specială? Emisiunea foarte specială pentru mine este emisiunea Toxic de la domnul Vlad. N-am auzit de emisiunea Toxic de la domnul. Lasă-mă să zic mai multe. Sigur. Emisiunea Toxic la domnul Vlad este o emisiune în care domnul Vlad citește poveștile dumneavoastră legate de bărbați toxici din viața dumneavoastră. Că e un prieten care îți fură din portofel. Că e un băiat care ai descoperit că te înșală. Că e un tată enervant. Că e unchiul ăla care face mișto de tine. Aceștia sunt bărbații toxici pe care domnul Vlad citește și are un toxicometru și îl folosește pentru a vă zice cât de toxici sunt bărbații din viața dumneavoastră. Astăzi este și un stream caritabil în timpul acestui maraton superbisim pe care îl avem. Am fost abordată de o bărtină din comunitatea de advertising care lucrează la Identity Education, este communications manager, o cheamă Lexi, să facem acest stream caritabil și mi-a plăcut foarte mult ideea, mi-a plăcut ce face asociația. Nu știam într-adevăr de ea pentru că este o asociație din vestul României cu sediu în Timișoara. Deci Identity Education a fost lansată în 2018, spun și ei pe site-ul lor că a fost lansată în anul referendumului și asociația are ca misiune reprezentarea, promovarea și susținerea comunității LGBTQIA+ din vestul României prin artă, cultură și educație. Au ca scop reprezentarea formală a comunității și implicit a nevoilor comunității din vestul țării, organizează evenimente și activități culturale și artistice care aduc mai aproape comunitatea din Timișoara. Ce facem cu bănuții? Donațiile strânse vor merge către spațiul comunitar Centrul Pride TM, adică Timișoara, un safe space pentru comunitate și au nevoie de 15.000 de euro. Ce fac cu 15.000 de euro? Noi ne-am pus un goal de 1.000 deocamdată. Pot să susțină centru pentru un an întreg, adică se plătească chiria, resurse pentru community managerul lor, consumabile, utilități, dar și organizarea de evenimente și activități culturale și artistice care aduc mai aproape comunitatea LGBTQIA+ de comunitatea Timișoarei. So, acești bani i-ar ajuta foarte tare. Deci, dacă aveți posibilitatea să donați, you are my guests. Bun, și mai am un anunț de făcut, care este acum legat de Cine-i Janghina exclusively. Fălin a lucrat de ceva vreme la un formular superb pentru Cine-i Janghina, pentru a facilita modul în care scrieți și trimiteți povești și să-i ușurați și lui munca foarte mult, pentru că omul ăsta muncește foarte mult să citesc aceste povești. Primește și povești care sunt complet nepotrivite pentru un om să le citească în contextul unui scrim și că le citește el și că le procesează și știu și eu cum să citești povești pentru că citesc poveștile de la show-ul Toxic de la domnul Vlad. Cine-i Janghina este o emisiune funny în care avem situații funny. Ați văzut ce situații funny sunt? Un băiat a furat un telefon, mi l-a furat mie. O fată s-a bătut pe o toaletă cu mama ei. Nu știu cine a furat bani din plic de la un botez. Sunt povești super lighthearted, care n-au teme greu de procesat pentru un om care le citește. Teme care au, care vin cu trigger warning, evident nu sunt pentru un stream care trebuie să fie fun și lighthearted. Vorbim de probleme serioase, mai de obicei la Rux Hotline, dar și acolo mi-e greu să le procesez și eu uneori. Numai că vreau să vă dau un avertisment, să nu mai trimiteți povești care vin cu un trigger warning legate de essay, suicidal thoughts, chestii foarte serioase, pentru că nu are cum Valin să le citească, să le proceseze. Este foarte multă informație, este a lot of like trauma dumping pentru cineva care citește astea și oricum noi nu le putem rezolva pe stream pentru că sunt probleme mult mai serioase. E foarte clar cine e Janghina acolo, whoever the aggressor is, so nici măcar nu e debatable.
Nu e pentru Janghina. This is just a fun little internet show. Și v-am doar să vă avertiz legătură cu asta, dar haideți să vă arăt ce formular superb a pregătit Vălin. Cine e Janghina? Povești pentru cine e Janghina. Spune că e inspirat de a mea idee, asul, vorbește despre oameni din chat, general info, trebuie să completați toate tabelele acestea, nu trimiteți povești grafice. Abuz, violență, o grămadă, slurs, homofobie, nu trimiteți astfel de povești, nu o să fie citite, nu o să fie preluate, nu sunt potrivite. Trebuie să vă folosiți e-mail-uri, cum folosiți e-mail-ul ca să trimiteți poveștile. Titlul poveștii pe care îl dați dumneavoastră, tema poveștii. Aici întâmpinăm cele mai multe probleme, pentru că foarte multe persoane, oricât zic, puneți tema în titlu, nu pun tema în titlu. Și este destul de dificil, pentru că este foarte greu pentru noi să trecem prin poveștile acestea, să le citim, pe care pentru noi, pentru oamenii care citesc, eu nu le citesc, ok? Pentru Vălin, pentru domnul Vlad, să treacă prin poveștile așa, să-și dea seama la ce categorie ar fi ca să știe pe ce stream intră. Deci, este o problemă de dragoste, de relație, de prietenie, familie, școală, biserică, work, other, gen, de data viitoare care o să fie situationships. După aceea trebuie să aveți o prezentare scurtă a poveștii, basically intro și prediction-ul care se face pentru chat, personajele implicate care pot fi Janghina, aveți voie să alegeți maxim 7, eu aș fi făcut maxim 5, oricum noi putem să mai modificăm formularul, apoi aveți povestea dumneavoastră, puteți să vă încadrați în 10-50 de rânduri, puteți poate și un pic mai mult dacă detaliile sunt interesante, de exemplu povestea de streamute cu pufuleții Loto, care a fost foarte de succes și by the way este povestea Munei, știți că era bine și superb scrisă, n-ar fi încăput în 50 de rânduri, dar tot era atât de bună și atât de funny scrisă încât putea să depășească. Poveștile foarte scurte, n-ai cum să explici o poveste, să povestești ceva interesant în doar 5 rânduri. Și aici puteți să încărcați poze, desene, ce mai doriți dumneavoastră relevant pentru poveste. Dacă am trimis simplu pe e-mail, nu e ok doar pe formular. Formularul abia acum l-am reintrodus, deci e ok, nu știi până acum de el. E ok dacă ați trimis pe mail până acum, o să mai fie și alea luate în considerare o vreme. Doar că vrem gradually să trecem la acest formular ca lumea să învețe să scrie aceste povești mai bine, pentru că e foarte obositor pentru Vălin să citească o poveste întreagă, trimisă în săptămâna în care tema era vecin și să descopere că nu e nimic vecin related la ea. E foarte time consuming pentru toată lumea implicată. Barbara Millicent Roberts. A.K.A. Barbie, that's Barbie's full name, pentru cine nu știe, și apreciez fontul roz, scrisul roz de la cupar, upsi. Vălin, mă distruge Vălin, mă dă în judecată, ok, da. Pup cupar, așa. Bună Rux, Muna, Vălin, domnul Vlad, invitat special, deci credea că tu lucrezi la producție, nu știa că ești invitat special, că invitat special e separat. Păi lucrez la producție. Și chat. Asta vreau să detaliez povestirea care m-a făcut pe mine și pe sora mea să nu mai vorbim toată copilăria noastră. Mi-a să luat. Context, se făcea că era o iarnă geroasă. Adur se făcea că, like, was it or not? Se făcea. Păi și era sau nu? Se făcea că era o iarnă geroasă în satul meu natal. Cum încă nu era la modă să ai WC în casă. Understandable. Sau nu ne permiteam noi. Când nu-ți permiteai ceva și părinții ziceau, nu e la modă. S-a întâmplat asta? Nu, dacă îmi doream sneakers și mama n-avea bani, îmi zicea, nu e bun. Asta da. Nu e bun ăsta, uite, poiană. Uite, ia fă găraj. Ok. Sau ne permiteam. Noi trebuia să merg literalmente în fundul curții să-mi fac nevoile. Era seara de ajun. Am așteptat să pună mama cadourile sub brad. Cine? Cadourile vin de la Moș Crăciun. Care mamă? Mama lui Moș Crăciun? Poate era răcit. Și gen, a zis, hai mă mamă, stai tu, odihnește-te și le duc eu pe astea. Nu, Moș Crăciun există. Moș Crăciun există. Nu există moșul? Nu, guys! E o poveste de la autoare, nu se încheie adevărată. Era seara de ajun, așa să spună mama, moșul, cadourile sub brad, iar cum a plecat de lângă pomul cu 3 crângi și 2 globuri, m-am dus repede împreună cu sora mea să vedem ce am primit. Ia o punga și fug repede în cameră, că și pe hol nu era sobă și înghețam, iubitele. Dacă a primit doar una din ele Barbie și alta nu, eu fac scandal. Wow, ar fi oribil. Una a primit Barbie și una Ken. Să vă jucați împreună, pe rând. Nimeni nu vrea Ken, he's just Ken. Eu și sora mea ne așezăm în pat și fiecare deschide punga. Fac inventarul. Loto clasic. Bun. Biscuiți la 1 leu. Bun. Corn la 1 leu. Cam să... la 1 leu. Și vedeta serie o păpușă care se voia să fie Barbie, dar era Barbara. Totuși foarte frumoasă, de care m-am bucurat imediat. Am început să dansez prin cameră cu păpușa mea. Eram în paradis. Sora mea a primit dulciurile janghinoase, dar mare surpriză, păpușa ei, Barbara, era diferită de a mea. Iar a observat și nu i-a plăcut, pentru că ea avea impresia că a mea era mai frumoasă. Wow, dacă erau aceeași tip, arătau, nu știu cum putea să, că toate aveau aceeași față, adică toate Barbie-le sunt stați. Da, poate nu știu, era brunetă. Ah, și îți place Barbie blondă, cum îți placă brunetă. Barbie blondă. Cine vrea Barbie brunetă? Cum să fii brunetă, ești prost? Da, cu tricou albastru, aia are tricou roz, nu-mi trebuie tricou roz. Nu trebuie Barbie brunetă, ești prost, îi trebuie. Mie îmi trebuie.
Cuvar mea era blondă și avea Barbie blondă și eram la camine, de ce nu se fac? Și eram doar un copil blond. Eram doar un copil blond, îți dai seama, persoanele de altă etnie, că aveau doar același păpuși, Barbie albi și blonde și alte fete de culoare din America. Unde? Și unde? Și Barbie ca mine? Yeah. Nu, no, aveam doar albă și blondă. Sora mi-a început să plângă, să spună că, că să-i o dau pe a mea. Cum am refuzat, mama a fost chemată, era aceasta, a încercat să-i explice că fiecare păpușă e la fel de frumoasă, bla, bla, bla. Acum vine partea interesantă. Păi a fost vreo interesant când mi-a zis că nu există Moș Crăciun, ce poți să mai îmi spui în clipa asta? A doua zi mă trezesc târziu, primul lucru pe care îl vreau e păpușa. Ok, deci nu s-a încheiat cearta în seara aia. Cum am dormit cu ea la cap, iubita, nu trebuia să fie greu să o găsesc, dar ce să vezi, nu era nicăieri în pat. O caut peste tot, dar e de negăsit. Sora mă urmărea cu privirea și am întrebat-o ce a făcut cu Barbara mea. Ea mi-a spus, fără pic de jenă, mă jucam cu ea la WC și mi-a căzut scuze. This bitch. This fucking little bitch. I-a aruncat păpușa la WC-ul. Ca știi? Nu ai nouă, da. Nu are nimeni. Și i-a aruncat-o. Noi n-am făcut așa ceva niciodată. I don't think so. Dar eu știu ce-am făcut. Ce-ai făcut? Alexandra, nu știu, o să vadă asta pe el. Ia să văd. Ea avea păpușa Rapunzel. Așa, a? Și era geloasă. Nu i-am tăiat părul. Îi tăiasă Alexandra părul. Ah, ok. Că să facă părul scurt la un moment dat. Mi-a zis, a, nu, că o să-i crească din cap. Eram mai... I don't think so. Și la un moment dat voiam să-i pun o roche, care era o roche pe gât. I-a rupt rochea. I-a rupt gâtul. I-am scos capul, i-am pus rochea și n-am să-mi pun capul la loc. Și am dat vina pe o vecină de noastră care mai venea la noi să mai juca, că era prietenul mai mult cu tine. Și am zis, a, n-am pus eu, vecina. Și m-a crezut și eu, eu am crezut că la un moment dat i-am mărturisit adevărul, că n-aveam ce țin minciuna asta mult timp. Și acum revorbeam cu ea că i-am făcut cadou păpușa Rapunzel, că mi-am luat-o și mie și am făcut-o și ei cadou și am trimis-o unde stă ea. Mi-a rupt proastă aia de... Da, și așa, da, mă țin când mi-a rupt vecina capul păpușii și eram... Yeah. Eu am fost și eram... Că țin minte, a fost vecina și eram... Am făcut că i-am făcut cadou păpușa. I'm just gonna let it slide. Alexandra, eu am fost. Eu am rupt gâtul păpușii Rapunzel. N-a fost Iulia. Asta era păpușa pe care am distrus-o, pe care a primit-o verișoara mea de Crăciun și eu n-am primit Barbie. I was jealous și am scos capul să-i pun o roghe și iată că nu mai puteai pune capul la loc. Dar este superbisimă. Am o colecție de păpuși Barbie. Ok. Stai liniștită, Barbie. Așa. Am înghețat. Barbara mea se afla acum într-o mare de căcat, fără să mai poată fi salvată vreodată. Că gen, e WC-ul... E WC-ul din curte, nici m-am gândit. E WC-ul din curte. Cine se joacă în WC-ul din curte cu Barbie? Am ținut la WC-ul cu mine. Poate că zic că am lăsat-o așa și am zis, ea e mai mică și nu a primit ce a vrut. Dar nu, în acel moment i-am luat păpușei Barbara. Am fugit spre fundul curții cu ea. Sora mea era în spatele meu. Cum ea era mai mare, a ajuns prima la WC. M-am uitat în ochii ei și am aruncat Barbara ei în marea de căcat în care era cufundată și a mea. Wow, they ruined Christmas. Săracii părinți au strâns mamă pentru păpușilele, da. Și le-au aruncat pe ambele în WC. O lungă perioadă de timp, eu și sora mea nu ne-am mai vorbit, dar acum sunt cele mai bune prietene. Păi și vreau să știu ce au putut. Dacă următorul cadru este... Deci cine-i Janghina? Eu te distrug. Deci zi-mi ce ați făcut păpușile. Următorul cadru e... Asta e poza cu păpușile Barbie în curmă. I wish I saw it. Deci cine-i Jarteaua? Fantastic. Mama, că nu a putut să ne ia două păpuși la fel. Barbara, că nu era Barbie. Eu, că eram mai mare și m-am răzbunat făcându-mi dreptate singură. Sora mea, că mereu voia ce am eu și mi-a aruncat-o pe Barbara în WC, unde este și azi. N-ați mai schimbat WC-ul? I'm guessing 20 de ani. Go scoop Barbara out. Hashtag save Barbara. Hashtag save Barbara. Dacă o vreți pe Barbara salvată din marea de căcat și autoare, ți-va duce și-o va lua de acolo. I mean, poate doar s-au acumulat more poops on top of it. Dar nu cred că părinții n-ar fi scos-o. Da, nici eu nu cred. Că au dat banii pe ea, le spălau, le ale alea. Da. I don't know what to say. Save poop Barbara. Am astupat WC-ul, îmi pare rău. Nu e adâncă gaura aia. Adică da, tot înlocuiești WC-ul din fundul curții des. Right? Păi da, că gen îl îngropi și faci altul. Nu ați avut WC-ul în curte net shows? Păi la coperi sau muți aia, nu? Am păi da, faci altă gaură și muți... Da, cum să fie aceeași gaură de ți ani? Ce situație de căcat? I mean, Erez, tu ce zici, doamnul Vlad? Cine-i Janghina? Eu zic că ele sunt Janghina că n-au făcut pufaică. Din ce? Țuică de pufaică. Dar unde e pufaică? Păi, cu siguranță erau îmbrăcate Barbie-urile alea. Și crezi că erau îmbrăcate de iarnă și avea pufaică. Poate că da, că erau de Crăciun. Da, ok, true. They were kids, though. Ok, atunci cred că Janghina este
sora. Clar, că părinții au încercat ca și părinții noștri să ne ia două chestii diferite, să jucăm cu rândul sau să experimentăm cu rândul iaurtul, căpșuni sau banane. Mai simt iaurtul Casa Bună, that was the worst yaurt in the world. Parcă mi-e dor de un iaurt Casa Bună. Aș mânca unul ce-i drept, dar just for the nostalgia of it. Dar nu l-aș cumpăra să n-am. Și eu cred că sora este și mama nu mi se pare jangina, I felt like she had the best intentions. Mi se pare jangina că genul like, chiar n-a scos aia de acolo, chiar atât de deep era. I don't know. Bagi tu o țeavă, bagi ceva. L-a scos de acolo. Ok, apas pe buton. Jangina, sora, cu bocanci în viața ta. Bună seara, judecătoare Rux, onorată instanță, Vălin, mâna și posibil invitat special, cel mai tare domnul Vlad și martor de seamă Chat și YouTube. Poftă bună! Prin această povestioară aș vrea să aflu cu adevărat cine este Jangina în familia mea, ținând cont că cearta dintre mine și fratele meu mai mic durează de decenii la propriu. De când eram tânără și în puterea vârstei, eu și fratele meu mai mic, cu 3 ani, ne certam în continuu, ajungând chiar să fim agresivi fizic unul cu celălalt. Din punctul meu de vedere, aceste certuri au fost amplificate și de părinți, pentru că ei, mai ales tata, aveau pretenția ca eu să cedez întotdeauna când era vorba de un conflict, pentru că eram cea mare. Dar învață, educă-ți copilul, educă-ți băiatul să cedezi. Și e și fată. Fata trebuie să accepte ce face bărbat. Da, nu se poate. Păi. Deși diferența de vârstă dintre noi este atât de nu este atât de considerabilă sau semnificativă, adevărat. 2-3 ani nu-i mult. Mă simțeam întotdeauna responsabilă pentru fratele meu, iar când eu ajungeam să clachez din diverse motive, mici sau mari, poate în perioada bacului, sau când aveam crizele mele de adolescentă nebună, că vorba aia, toți suntem oameni, părinții tot timpul îi spuneau fratelui meu să nu mă bage în seamă, pentru că sunt o persoană oribilă, să mă ignore, uneori auzindu-i spunând că eu sunt cel mai îngrozitor om pe care ei îl cunosc. Te simți că părinții janginele? Dar s-au uitat și părinții în oglindă. Classic big sibling stories. Da. În fine, se poate trece cu vederea acest lucru. Never. Don't do it. Why would you do that? Don't do it. Așa? Luând în calcul faptul că ei sunt sponsorii mei principali. Pup și iubesc. Ah, mami și tati! Bună, vă salutăm! Love you guys! Da. E, când termină de a fi sponsor... Cerești tu banii avans și cut them out. După aia cut them out. Cut them off. Out. Out. Și out și off. S-ar putea ca părinți să fie janghinile în toate astea. Ne-am maturizat amândoi, mai bine spus, am crescut, că de maturizat, puncte. Și am ajuns să locuiesc cu fratele meu într-un apartament de tipul facultății. Uite, asta ne-a salvat pe noi, că noi l-am locuit împreună. Asta ne-a salvat. Cred că dacă am fi locuit împreună... Ne-am fi urât. Da, probabil. Da. Probabil. Că tu ești ăla care face mai mult curaj și ăla care face mai puțin curaj. A, absolut, absolut. Da. Da, nu ne-am fi suportat. Dar da, mă rog, așa. Fiecare dintre noi are camera lui, deci nu intersectăm atât de mult prin casă, ținând cont că el este un gamer tumefiat. Cum să stai cu un gamer? Păi stai un pic, ce joc se joacă? Nu scrie. Dar crezi că asta poate să-l salveze? Da, cred că poate să-l salveze. Ok, că gen... zi-mi exemplu de un joc ok în afară de Sims. Zi-mi un joc. LOL nu. WoW nu. 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 FIFA nu. FIFA nu. Minecraft e ok. Minecraft. Și Red Dead Redemption. Da. Tomb Raider. Okay. Stardew Valley. Age of Empires 2. Da. PUBG. Fortnite. No. 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 You're not ok. Minesweeper. Sure. Doamne, cât Minesweeper am jucat la viața mea. Ok, eu cu Vlad am avut internet foarte târziu și aveam calculator, dar nu aveam internet și pur și simplu doar intram pe enciclopedia în carta și exploram același tomb egiptean și ne jucam pinball, Minesweeper și dracu și solitaire. Dar eu am învățat abia în liceu să joc Minesweeper. Ah, da, să joc corect, nu-l jucam corect niciodată. Era da, doar, haha, geek! Nu, eu mă jucam super mult în liceu, pentru că gen, nu știu, eram la informatică și ne dădea ceva de făcut. Da. Ca să înțelegeți la informatică, gen, ne punea să scriem chestii în caiet, gen, aveam un caiet de informatică și scriam gen chestii dintr-o... Da, ai calculatorul în față, da. De ce mai scrii în caiet? Scriam dintr-o prezentare în caiet și după aceea, gen, ce să mai faci? Și mă jucam foarte mult Minesweeper. Și acolo am învățat și eram, Minesweeper. Ok. Așa, gamer tu mai fiat. Singurele camere la comun sunt baia și bucătăria. El a luat camera mai mare, cu balcon, și eu cea mică. Fair enough, no problem, nimic complicat de împărțit, nu? Bună glumă. I guess camera lui era sufrageria și aia era camera. Și presupun că făcea chestii în sufragerie și ea nu putea să înceoatură, I don't know. Sau nu veneau oameni la el, nu știu care poate să fie problema. Ok, let's do. Let's find out! Așa, la început am avut mare bătăi de cap, mari bătăi de cap cu împărțitul banilor, mai ales când venea vorba de lucrurile la comun, cum ar fi detergent, soluții de spălat, hârtie igienică, apoi ești gamer, nu te știi la cur.
clar. Nu dau bani la hârtie. Nu, las, eu mă descurc. Nu, că eu merg mai mult prin oraș și fac acolo, nu, eu nu dau bani la hârtie. După multe conferințe și tratative cu întreaga familie, am ajuns cumva la concluzia că fiecare dintre noi va cumpăra pe rând lucrurile pe care vom avea nevoie în casă, de care vom avea nevoie în casă, fără să ne batem să împărțim la jumate 5 lei dați pe un pachet de șervețele. Pretty easy. Îmi poți să folosesc aplicația aia pe care o folosim și noi, cum se numește? Splitwise. Splitwise, o folosesc cu toți prietenii mei. Am un grup separat cu Adi David, am grupuri cu diversi prieteni ca să... E sponsorizată? Nu, aș vrea. Că nu mai zice nume. Ai dreptate. O am o aplicație, o aplicație care îmi pun așa și vedem cât cheltuim fiecare. Că da. Odată plătește unul Uber, odată plătește unul cafeluță, să fii la rând. Care poate fi orice aplicație, vrea să ne sponsorizeze acum. Aveți e-mailul în descriere. Bun, așa. Trimite o oferă de sponsorizare la Ciri Jarnina. Pretty easy. Ei bine, nu este așa și nici până în ziua de azi și nu este așa nici până în ziua de azi. Eu fac toată curățenia în casă. Eu spăl majoritatea rufelor. Să-ți spele sorta chiloții la 20 de ani. Nu e rușine. Eu fac toată curățenia în casă. Eu spăl majoritatea rufelor. Eu cumpăr tot ce este nevoie în casă din banii mei. Și mi-ar plăcea să menționez faptul că el primește mai mulți bani decât mine pentru că primește bursă. Nu că eu aș fi mai proastă sau ceva, dar regulile la facultatea mea pentru bursă sunt mult mai stricte, săraca. Yeah. Cum dracu primește la bursă? E și gamer și primește și bursă. Când are timp să înveți? Băi, pot o fi mai eminent, așa, nu știu. Deci la finalul lunii eu ajung să mănânc tocană și supă de cartof în timp ce el își comandă. Păi își comandă și nu-ți ia și ție ceva, nu stă și ție? Ce urât. Sunt în aceeași casă, zice, răspund eu la interfon, e pentru mine. Și ia comandă de la KFC și nu stă și ție? Băi, un aripioară, un cartof. Că s-au făcut mici crispy de la inflație. Da, adevăr, cam atât un crispy în ziua de azi. Un cartof. Ce mai rămâne lui? Cum trebuie să nu împărți și eu? Măcar să mai roz oasele un pic. Măcar da, ceva. La final, în concluzie, în una din zile, fiind cumva sătură de rolul sclavei Izaura și considerând că merită o mică atenție, l-am rugat pe fratele meu, dacă își dă comanda de mâncare, adică burger, să-mi cumpere și mie unul de 36 de lei. Am că comandau și burger ieftin, că mi se pare că orice burger costă cel puțin 40 de lei acum. Gen, da, dacă ții un burger de la Mac e 30 de lei. Da, nu știu de unde își cumpăr oamenii ăștia, dar foarte. Așa. Ei bine, de drăguț ce a fost el, mi-a zis că nu-mi cumpără și că pe el nu-l interesează pe ce cheltuie eu banii și că nu mai am. Am simțit cum îmi pocnește vena de la jugulare în mie de nervi, dar cu toată puterea ființei mele, n-am zis nimic, i-am zis bine. Păi, eu îi mâncam burgerul când îi venea. Yeah. Îl luam, coboram, așteptam curierul. Ah, pentru Andrei. Da. Și îl mâncam. Îl dădeam mușcat. După ce s-a culcat, am adunat în camera mea tot ce cumpărasem din banii mei în casă. Asta însemnând până și pasta de dinți, hârtie igienică și prosoapele. Casa arăta ca și cum nimeni nu mai trăia acolo. Noroc cu mobila. Sper. Se ucide dimineața asta, se cacă și n-are hârtie. Eu asta zic. Și pe ce se șterge? Că nu sunt nici prosoape. Adevărat. Și oricum, de spăla pe dinți, gamer tumefia nu se spală. Yeah. De dimineață m-am trezit mai devreme pentru a merge la școală și am avut noroc să trag cu urechea la reacția lui. Tragi cu urechea la urechea. Când vede că nu are nici cu ce să se spele pe dinți sau face nevoile. Super, un deliciu. A convocat de urgență toată familia printr-un apel telefonic, spunând că fac o mascaradă și că el este sătul de circul meu. Măi, să fii și tu părinte la 50 de ani. Ai făcut și tu doi copii? Încă se ceartă și te sună pe tine. Mami! Mi-a furat hârtia! Georgiana, am furat hârtia X și nu pot să fac caca! Trebuie să fac caca la școală! Efectiv, when are you done with your f***ing kids? Lasă, îți plătesc chiria, nu te vezi, îți de treabă! Dar apropo de asta, I had a question, voiam să las pe mai târziu, dar dacă tot ne-am oprit, gen, dacă tot plăteau părinții, gen, de ce nu aveau bugetul ăla strict de... bugetul strict de chestii de casă să fie, gen, plătit direct de părinți? Și să le dea mai puțin bani mai pot. Separat. Păi toți banii veneau de la părinți. Ai dat de banii separat pe care îi primeau. Da, that's stupid. Și gen, puteau să zic. Banii pe care avea el în plus erau de la bursă. Da. De ce nu plăteau părinții direct ce era de cumpărat de curățenie? Păi lăsa să se descurce, că sunt mari acum. Păi e clar că nu se descurcau. Se descurcau. Așa, făcând o mascaradă, exact de circul meu. În fine, nu știu cum s-a descurcat să plece din casă nespălat, dar nu era problema mea. Nu cred că era prima oară. Înainte de a pleca din casă și de a mâncuia ușa de la cameră, ne-am întâlnit pe hol. El, de nerv, mi-a scos de pe balcon cizmele mele și combinezonul murdare de bălegari și de mirosuri sublime. Sunt student la veterinară. Până să citesc asta, I was so confused. De unde a luat el bălegari să ți le pună pe cizme? Cred că el a luat de undeva și a zis, mă răzbun. Ok, sunt student la veterinară, ok? Pe hol, în fața ușii mele. I-am explicat că balconul este la comun și că nu e vina mea că el și-a ales camera mai mare cu balcon, că voi încerca să nu intru în camera lui prea des, tocmai din cauza scandalului și să-mi respecte curățenia pe care eu o făcusem în casă, să nu aducă mizeria pe hol. E bine, ghiciți ce? S-a încălzat cu cizmele și a făcut așa pe tavan. Pe tavan, da.
Așa. Hai că vreau să ghic ce! Vreau să dau scroll! Vreau să ghic! Mă întorc acasă și mă trezesc cu cizmele mele, la fel de murdare ca de dimineața, în fața ușii mele, plus standul cu haine pentru uscat. Țineți-vă bine că urmează să explodeze mai multe vene în mine de nervi. Bat la ușa lui extrem de agresiv, dar niciun răspuns. De nervi, dau cu piciorul în ușa de la camera lui. Și cade. Și o sparg. Gândind-o de perete. El pe scaun în fața laptopului foarte calm, până când mă vede. Am început să răcnesc la el, nu mi-aduc aminte ce, iar el începuse să lăcrimeze, să-l sune pe tata. Bă, dar asta e fix parents boy, mommy, daddy's boy. Să-i spună că este frică pentru siguranța lui și viața lui și că vrea să se mute. Când am auzit asta, am crezut că s-a pogărât Dumnezeu pe pământ. Am zis că îi fac eu bagajele. Deprisos să vă spun ce mare scandal în familie, pentru că eu sunt cea mai oribilă soră din univers și cum îmi permis să rup eu ușa, că nu am plătit-o eu. Au fost și alte argumente puierile din partea mamii, care mi-a zis că femeile trebuie să facă curat în casă și că așa trebuie să fac, să las pe fratele meu să cumpere cele necesare. Păi nu cumpără, făi, doamnă! Efectiv. El nefiind în stare să nu cumpere nici măcar un burger, în fine. Lasă burgerul, că pare acum în plus în poveste. Cumpără dracu niște hârtie IG. Efectiv. Hârtia vezi că n-ai prosop să te ștergi la cur, da? Efectiv. N-aveau bite. După, a mai existat un conflict în care l-am rugat să mă ajute să șterg vasele în timp ce eu am făcut curat în restul casei, dar a ajuns să mă amenințe după ce i-am informat pe părinți că nu vreau să mă ajute, că nu vrea să mă ajute, cum că nu o să mă mai ajute niciodată și o să facă mai multă mizerie în casă. Nu mi-aduc aminte exact care vene mi-au explodat atunci, dar cred că l-am împins de nervi extrem de tare. În fine... Și în ziua de azi suntem certați pentru că mi-a cerut bani pentru un coș de gunoi pe care el îl vrea. Nici n-arunci gunoi, why do you need it? Ai, cred că am umplut alte gunoi și de aia îi trebuie unul nou. Da. Iar eu am refuzat să-l plătesc pentru că mi este inutil și ne-am promis că noi vom fi doar frați biologici și atât. You better. Ce fel, altfel de frați puteți să fiți? De sânge, frați de arme, frați de cruce, frați gemeni, frați... Okay. Sorry, vrei să mai continui? Da, mai bad. Acum, stimată judecătoare, cine este janghirea puturoasă? Eu, care am grijă de un raton care a trăit în propria lui mizerie toată viața, ratonul care se îndrumă să fie fratele meu, sau părinții care l-a alintă și nu-l responsabilizează? Foarte interesant, că nu-i both. E foarte clar că autoarea nu este janghina. Tu ce crezi? Că mi se par și părinții și fratele în puțin, dar nu știu, care e părerea ta? Părerea mea rămâne părerea inițială. Eu cred că părinții sunt janghina supremă, pentru că au crescut copilul ăsta să fie așa and he doesn't know any better. Gen, nu a ieșit niciodată din bula asta lui în care i-a fost permis să facă orice de toate, da. Și vina să fie mereu a surorii. Așa că nu cred că este inherently vina lui, ci vina părinților. Este el o janghina? Sure. Este janghina supremă? Nu. Mm-hmm. Păi în sensul ăsta putem să dăm janghina așa și la bunici, că i-au crescut părinții așa. Janghina este neamul... Da, din care vin. Că mi se pare că totuși este un adult. Adică, șor, părinții l-au crescut așa, dar la un moment dat te separi de părinți și te mai devii și tu propria ta persoană. Păi da, dar l-au enabled atâta timp că nu știe altceva. Și a fost obișnuit, amândoi au fost obișnuiți, fata să facă mereu ceea ce trebuie și băiatul să facă ceea ce vrea. Da, dar fata totuși a plecat din această gândire și a reușit să se schimbe. Că i-a crescut lobul frontal lui, se pare că nu i-a crescut. He's an adult. Păi ei a crescut într-o traumă, trauma de a ne avea părinți suportivi. Păi să nu traumatizezi și pe el ceva, să mă las în pace. Păi... Înțeleg ce zici, sunt de acord că părinții sunt janghine foarte mari, dar eu cred că totuși se poate trezi și el la realitate. Să zică, bă, știu că ai mie malintă, dar hai că te mai ajut și eu. Dar îi sună prea des. Într-adevăr și părinții nu fac nimic. Băi, te sună copiii tăi atât de des și tu toate și like, hai mami, știi că vă ajutăm noi imediat. Lasă-i dracu. Da. Lasă-i dracu. He doesn't know any better. I think he should know. Să se uite dracu în oglindă, să-și dea și să mă I think el. He should know, numai că încă e tratat în continuare și încă joacă rolul ăsta de copil în fața părinților. În sensul că de fiecare dată când face ceva greșit, sora sună și e, da. Mami, mi-a furat hârtie igienică, da. M-a căcat pe pereți. Mă, nu mă ieși de la fund, vino să mă jetești. Da, așa, da. Adică mi se pare că gen el încă nu se consideră un adult, se consideră în continuare un copil. I mean, el, dar mi se pare că e datoria lui să se schimbe dracului un pic. Eu aș zice două janghine supreme. Nu se poate că e emisiunea mea și eu nu dau două janghine supreme. Ok, atunci fă ce vrei tu. De păi ce da, mai e emisiunea mea. De ce mai adus aici? Îți respect opinia și janghine sunt și părinții. Not janghine fetița.
Dar părinții sunt junkie supremă, aproape de supremă, într-adevăr. Dar he's an adult man, adică nu mai e un copil, nu mai poți să dai vina doar pe părinți. Sure, te-au crescut părinții până la 18 ani, te-au împachetat, ți-au dat bani să duci în apartament, mai deschide dracu și tu ochii și șterge de la cur, știi ce zic? Știi ce zic? M-am supărat, o să mă zâmbe mai. Mama, Vlad iar nu vrea să facă ce zic eu și o sora mai mare și o am dreptate. Bine, zi, mama ține cu mine. Oh, bine. Janghina supremă, fratele. Ok. Tu se acorde punctele. I mean, we have the poop story and the honor goes to you. Da, deja m-am făcut pușa caca. Poate au scos-o. Poate au scos-o din... You're the comeback of the caca. Au scos-o din WC-ul. Păpușa caca și cățelul. Bună seara, Rux, Muna, Vălin, chat, posibil invitat și poate YouTube, poftă bună. Astăzi o să vă povestesc o întâmplare care l-a făcut pe Moș Crăciun să ne treacă pe mine și pe sora mea mai mare pe lista neagră. Și aș vrea să știu în sfârșit din cauza cui s-a întâmplat. Damn. Era anul 2010, aveam doar 5 ani și deși sora mea era cu 2 ani mai mare, era mai înaltă și mai plinuță decât ea. Detaliu relevant pentru poveste. Ne aflăm în perioada minunată a sărbătorilor de iarnă, aproape de venirea lui Moș Crăciun, moment pe care l-așteptam cu nerăbdare. Scrisesem deja scrisorile cu dorințele noastre câteva zile în urmă și ne gândeam cu entuziasm la cadourile pe care le vom primi. Eu îmi doream o păpușă bebeluș cu o liță de la Noriel pe care o văzusem de nenumărate ori în reclamele de pe Disney. Oh-oh! Ce-ai făcut? Ai făcut pe tine! Este Baby Amore Bibi Popo. Această păpușă avea un pliculeț cu mâncare, iar când o hrăneai, ea făcea caca în scutec. Mi se părea incredibil la vremea aceea cum o păpușă putea să facă asta. Am profitat de această ocazie și am rugat-o pe sora mea să dicteze ce să scriu în scrisoarea către Moș Crăciun, pentru că eu chiar îmi doream acea păpușă. Și na, nu știam sora să scrie. Sora mea, pe de altă parte, își dorea un cățel de la Noriel care funcționa cu baterii. Bibi Rex, cățelul care face pipi. Și a luat un cățel care face caca și o păpușă cu baterii. Oh my god, hai, cățelul care se cacă de la Barbie. Da? Care a fost și în filmul Barbie, cățelul ăla mare care se cacă. Da, wow. Ca să înțelegeți, eu și sora mea ne înțelegem destul de bine. Ne înțelegeam destul de bine când eram mici, dar totuși ne băteam cu orice ocazie. Așa se face ca într-o seară, după ce terminase de mâncat, părinții noștri au mai rămas la masă. Iar noi ne-am dus în camera noastră ca să ne uităm la reclamele de pe Disney. Ca să vedem ce jucării se mai comandă. La, nu, ia să vedem. Noi știm toate reclamele cu jucării pe de rost, am inventat un fel de joc să ghicim ce reclamă urmează. Oamenii de la media din agenție, ei, cuiva îi pasă în ce ordine le punem? Eu făceam destul de urât atunci când pierdeam, iar sora mea, râzându-mi în față, nu m-a ajutat deloc. Așa că, la un moment dat, am început să o gâdil, știind că ea urăște asta. A început să se zbată, dând din mâini și din picioare, până când mi-a tras un cot în gură, făcându-mi dinte să se miște și să doară. Oh my god! Am venit cum îți cad dinții, dar... Yeah. În momentul acela am început să plâng din cauza durerii, dar era ceva în mine mai mare decât durerea, și anume răzbunarea. Am țâșnit către sora mea și mi-am încleștat degetele în părul ei. Am tras cât de tare am putut, ea țipând și încercând să se elibereze din ghearele mele, fără succes, deoarece era mult mai puternică decât ea. Am târât-o de păr prin topatul și mai apoi pe podea. Când am scos la timp. M-am oprit doar atunci când au venit părinții noștri, care au auzit țipetele surorii mele. Sora mea s-a ridicat cu o mână pe cap și cu una îndreptată spre mine, care aveam câteva fire de păr încă îngleștate între degete. Mama a început să țipe, iar eu să plâng. Dar nu pentru că mă certa ea, ci pentru că mă gândeam că nu o să mai vină Moș Crăciun pe la mine cu... cu păpușa bebeluș care face caca. I needed to poop, you don't understand! Ai făcut pe tine! Și pe bună dreptate, căci câteva zile mai târziu, când ne-am deschis cadourile, eu nu am primit păpușa bebeluș, sora mea nu a primit un cățel. În schimb, am primit o păpușă băiat, care făcea pipi. Poop over pee. Poop I over pee. Poop. Care făcea pipi atunci când dădeai apă. O variantă destul de proastă, că s-a stricat în câteva zile. Păpușa care nu mi-a plăcut deloc, deoarece nu mi se părea deloc incredibil locul prin care scotea apă. Puță? Sora mea a primit un câine de pluș care nu mergea și nu putea să-l plimbe. Am plâns amândouă atunci. Minute bune. Hai că am plâns aproape 6 minute întregi. Și mai ales era un copil de 5 ani. Pentru ea probabil a părut lung, dar... Și am făcut un pact. Nu ne vom mai bate niciodată. Pact care n-a ținut mult, căci peste câteva zile eram iar cu degetele în părul ei. Te-a enervat. Așadar, dragă judecătoare Rux,
Cine e gerpelitura? Eu, că am tras-o pe sora mea de păr, sora mea, că mi-a scos un dinte cu cotul, Moș Crăciun, că nu mi-a zis păpușa bebeluși care face caca și nici cățelul care merge, sau Disney, că nu a difuzat reclamele așa cum am spus eu. Disney. Nu, tu ce zici? Autoarea părea că năzbâtie. Năzbâcioasă. Năzbâcioasă, drapă așa. Ofticată. Deci autoarea, sora autoarei, Moș Crăciun sau Disney? Moș Crăciun clar a fost nesimțit. Dar cred că părinții nu prea aveau bani să le ia pe alea scumpe. Nici da. Nu știu, cred că se trimiteau în România ale. Yeah. Pe vremea aia. Eu zic că Janghina este autoarea. Da, de acord. Da, da? Ok. Da. Că sora a lovit-o din greșeală. Și da, și asta a exagerat. Da, a exagerat. Și era răzbunătoare și s-a descris părinții... de multe ori ca răzbunătoare. Da, părinții nu știu că era un predict, dar părinții vieții de ei probabil nu au avut bani de păpușa care se cacă. Păpușa care se cacă era 500 de lei, păpușa care se pișă 100 de lei și era... Mai bine, știi ce? Eu am înțeles ceva, frimea. Vrea materific. Vrea să scoată, să bage ceva. Ia și să scoată altceva. Eu îi dau ce am. Sora e jardeaua. Sure, sora a lovit-o, dar fata s-a descris de multe ori ca fiind răzbunătoare. A lovit-o din greșeală da, când i-a dat seria din... Da, și aia era... Da, da. Și Disney e janghină că difuza reclamele astea în România. Știi, dracu, că n-avem bani de jucările astea și că nu se livrează la noi. Ce dracu mi le arăți să plâng? Și eu îmi doream foarte mult. În fiecare an scriam și nu primeam, scriam și nu primeam. Era păpușa aia care era doar gâtul și un pic din bust și avea un cap foarte mare cu păr și puteai să-i faci părul, să-i prinzi în codiții, în chestii. Și tot l-am desenat, că am crezut, bă, e prost, nu știe. I l-am desenat, i l-am scris, i l-am descris ca în reclamă, i-am zis ce reclamă e. Tot nu s-a prins nesimțit de Moș Crăciun. Nesimțit. Eu aș da autoarei, da, absolut, nu aș doar la autoare. Și, și sora autoare este janghină, da, că se băteau pare că des, da, da autoare nu, e janghină. Situația asta nu e ea. Și Moș Crăciun nu e, nu e că spărinții. Și Disney e, că e de mai corporație. Doamne! Am zis că mor cu așa, frați, mai bine dușmani. Da, mai bine nu frați. Mai bine nu frați. Da, mai bine să-i deșmostenească familia. Nu, că da, a fost ai dracu, da, a fost super ai dracu. Adică am râs, dar mai degrabă am plâns. Eu mai degrabă am plâns. Da, nu, da. nasoi. Da. Mai bine n-ai deloc decât singur la părinți, mai bine. Da, adevărat. Păi, na, ăsta a fost episodul despre frați cu fratele meu, că na, a trebuit să-l chem că-i frate meu. Face și dânsul un show foarte drăguț numit Toxic Show, unde eu stau legătoare de povești. Deci... Dacă vă place de mine, uitați-vă la show, că genul sunt parte din show, nu trebuie să vă plăie de el. Și citește povești despre bărbații toxici din viața dumneavoastră. O zi bună. O zi bună. O zi bună, îl găsiți în descriere. Hai că vorbim, deci stai puțin, eu sunt pe mama dacă mai faci așa. Și ai făcut așa și îmi faci și pe stream de față cu toți oamenii ăștia. Deci Vezi că... Uiți ce ai făcut data trecută. Deci, în primul rând. Uiți că mama a ținut cu mine data trecută. Tata a zis. Ce a zis? Că mă lași pe mine să iau mașină. You don't know how to drive. Mami. Deci eu, domnul Vlad, I'm not a one show man, I'm a two show man. Adică mai am un show, show-ul care se numește Hot Takes. Un show în care eu, domnul Vlad, citesc părerile voastre controversate, pentru că și eu de asemenea sunt un om cu foarte multe păreri controversate, foarte multe legate de mașini și locuri de parcare, dar nu intrăm în asta acum, că despre asta este vorba aici. Și având foarte multe păreri controversate, sunt obișnuit să port o discuție controversată cu părerile mele. Astfel am dezvoltat acest show în care voi vă puteți spune părerile controversate și să vedem dacă sunt așa de controversate sau nu. Is it a hot take? Doamne, de câte ori a zis controversate? Is it a hot take or is it not a hot take? Când este show-ul ăsta? Mulțumesc de întrebare. O să fie de lunea viitoare, nu lunea asta care vine, lunea următoare. Până atunci puteți să intrați la mine pe Instagram și să apăsați pe linkul din descriere și acolo, când intrați pe Linktree, primul link o să fie spre formular. Care? Apăsați de două ori. Intrați pe link și apăsați de două ori și practic ajungeți la formular și o să vedeți acel formular și puteți să-l completați cu părerea voastră... Controversată. Părerea voastră controversată. La un moment dat, acești oameni au venit cu ceea ce mi s-a părut la acel moment cea mai briliantă idee de pe fața pământului. Să mergem la lăutari. Păi nici 10 minute mă sună mama și îmi dă mesaje în disperare. Ce faci? Unde ești?